Bună! Bine ați venit în Casa Vornicu! Haideți, intrați! În acest episod din Lia, tot ce nu se vede, o să vă arăt această superbă casă în care filmăm. Aici este intrarea. De obicei este un covor mare pe care nu le cam toți, văd că l-au scos. Bun, aveți grijă, este o casă plină cu capcane. Bun, aici este un bar. Apropo, când ne-am mutat în casa asta și au pus bomboanele astea în chestiile astea de sticlă, eram toți leșinați, voiam să mâncăm, după am aflat că le-au dat cu o substanță ca să le țină așa și că nu putem mânca din ele. Dar de fiecare dată mi se face poftă de bomboane când le văd aici. Acolo este bucătăria, în care nu prea filmăm, sincer. Acolo se pregătește toată mâncarea pe care o vedeți în secvențe și încă o chestie așa, un mic secret. Când se pregătește mâncarea pentru secvențele în care mâncăm, eu pun pe masă, dar nu avem voie să mâncăm de pe masă, dar știu mai rău că acolo, pe blatul de la bucătărie, mai e niște mâncare. Și mă duc tiptil acolo și mănânc din mâncarea lor. Bun. Atunci. Eu sunt bine, Carla e bine, nu cred că i-ar face rău lui Petru. Ce l-ar reține? Își vrea fiicele înapoi. Momentan filmez destul de mult în locația asta, adică cred că cel mai mult filmez pe aici, de când s-au mutat Alice, Otilia aici. Aici am avut o secvență cu Petru super emoționantă, ce frumos cu Petru. Am avut o secvență aici cu Petru super emoționantă, una dintre secvențele mele preferate. Mi-a plăcut foarte mult. A fost foarte grea, dar a fost foarte. Ce? Sunt foarte fericită. Te iubesc foarte mult. Și eu te iubesc. Aici este masa. La masa aceasta am fost otrăvită de Alice, mi-a pus somnifere în vin ca să cad peste lobby. Bun. Și livingul în care nu prea am filmat atât de mult. De obicei acțiunea se petrece în zona aceea, la intrare, la bar și aici la masă. Și acum o să vă arăt și dormitoarele. A, odată am mai avut niște secvențe aici și era să mă așez pe ăsta. A fost foarte amuzant. Bun, haideți să vă arăt camera lui Alice. Unde este și assistul acum. Assistul este locul cu monitoarele, unde stau regizorii și scenariștii și producătorii și așa. Și ne văd pe monitoare, văd ce facem noi în secvențe. Adică, de exemplu, dacă noi filmăm în living, ei văd tot ce filmăm aici pe monitoare. Hai să vă arăt. Și în același timp v-am zis și camera lui Alice. Aici se stă de obicei în pauze. Pe ecranele astea se vede tot ce facem noi în secvențe. Multe foi, scenarii, call și tour. Trebuie să plec de aici. Să mă mări cu Răzvan. Eu să poți. Trebuie. Altfel nu mai rezist. Bun. Acum să urcăm, nu? Hai să urcăm. Sunt niște tablouri foarte interesante în această casă. Cred că le-ați observat deja. Dacă nu, o să le observați acum. Ăsta este preferatul meu, cu acest pian. Îmi place foarte mult și îmi place și acela. Eu cred că este marea și o furtună pe mare. Așa îl văd eu. Bun, aici avem o poză. Ghiciți cine este în poză. Este chiar Andrei Voicu, adică Robi din serial. Și astea chiar cred că sunt mânuța și piciorul lui de când eram mic. O pianină la care nu cântăm niciodată, nu știu de ce. Adică eu aș vrea să cânt, numai că în timp ce se filmează nu pot pentru că s-ar auzi și în pauze doarme lumea prin casă și nu vreau să deranjez pe nimeni. Aici este holul mare de la etaj. Aici ați văzut secvența aia cu mine și cu Alice, mă rog, cu mine, cu Lia și cu Alice.
fix înainte să cad pe scări, peste Robi. Deci aici s-a întâmplat acțiunea. Filmarea acestei secvențe a fost foarte grea pentru că n-am știut exact cum să fac și cum face un om care a luat somnifere sau deci abar n-am, nu știam ce se întâmplă. Ok, am încercat să-mi fac eu niște imagini vizuale, că mi se blurează imaginea, că nu mai văd, că nu mă mai țin picioare, dar a fost greuț. Dar e bine că s-a fost bine pe cameră, asta e tot ce contează. Haideți să vedem camera Siei și a Emei. Multe cutii cu obiective, cred că obiective sunt, da, cu obiective. Odată, la începutul filmărilor, nu știam ce sunt cutiile astea și filmam ceva afară și era de asta și eram obosită și am vrut să mă așez pe ea, adică am vrut să mă așa și mi-a zis ceva, nu, și eram, sunt obiective. Ok, scuze, știam, dar acum știm, nu avem voie să ne așezăm pe aceste cutii. Bun. Aici stau eu de obicei când am timp liber, când am pauze. Ăsta e locul meu, dacă nu-l ocupă cineva înainte, cam ăsta e locul meu. Mi-am pus și cartea, mi-am pus și lucrurile acolo. E camera mea preferată din locație pentru că e mai luminoasă, e albă, e aerisită. Are un vibe bun. Ce divan! Așa, am filmat secvențe aici și o să vedeți în următoarele episoade mai multe secvențe aici, dar cred că cel mai mult au filmat Chris și Tina, Emma și Sia și Emma, secvențele acelea drăguțe în care se tot certau și se băteau așa ca niște pisicuțe, foarte drăguți, adorabile. Aici e un birou pe care nu cred că l-au folosit vreodată. Nu știu. Acum mă gândesc. Emma asta, n-are și ea teme de făcut, n-are și ea proiecte pentru facultate. Puneți-o la muncă. Că te bași ca un scalap pe mereu. Dacă nu erai tu, eu și Sorin eram fericiți acum. Dacă nu eram eu. Băi, totul e din cauza ta, tu înțelegi? Că ești o proastă care nu știe ce vrea. Și ce te-ai gândit? Că dacă nu-l ai tu, să nu-l aibă nici alta, nu? Egoistă. Doamne, dar cine mă face pe mine egoistă? Alcoolică anonimă, felicitări. Ceva, m-am săturat. Și eu m-am săturat. E și un dressing. Hai și dressing. Sunt multe haine, multe costume pe care probabil le-ați văzut deja în serial. Cum ar fi aceasta. Multe, multe. Asta ați văzut-o. O țin minte pe Tina îmbrăcată în asta. Pe la începutul serialului. Foarte drăguț. Da, și cam atât. Și aici mai este o banchetuță, dar e întuneric și nu vă ajută cu nimic imaginea asta. Dar știu că și aici, de obicei, se mai ascund oamenii și mai dorm în pauze, așa că e întuneric și se ascund acolo și dorm. Acest hol ciudat. Noi, de obicei, pentru filmări folosim partea asta, dar există și această parte pe care n-am folosit-o niciodată, n-a apărut în serial până acum. Se vede tot parterul de aici. Și e un loc foarte drăguț și aici de obicei stă Tănase, sunetistul nostru, care aude tot ce